Bună ziua, aici la o bucățică de istorie. Astăzi aș vrea să răspund la comentarii. Ieri am făcut un material despre Pascu și ceea ce a făcut el în volumul 2 din istoria Voievodatului Transilvaniei și am primit mai multe comentarii, în special de la Bogdan și de la Expectral. Acum problema mea e că am uitat cum să intră pe comentarii. Deci, vă dați seama că ieri am intrat pe comentarii, dar am uitat pe ce am apăsat aici pe canal. E ok, că numai pe videoclipul ăla trebuie să mă duc pe ultimul, că acolo comentat. Afișează-ți canalul. Ștefan Pascu. Bun. Maghiar, folva înseamnă... Da, acum mă duc la comentarii. Bun. Și încep așa. Sortează după, hai să vedem să arate 18 comentarii. Wow, aici mi arată numai 3. Începând cu cele mai noi, cele mai bune, începem cu cele mai noi. Dar, bun, încep cu Bogdan. Bogdan spune așa, dar Buda pesta etc. înseamnă ceva maghiară. Din câte am auzit eu, a fost emisiune pe tema asta mai de mult, cum câțiva ani, și din câte țin mie o minte, Buda, am o pesta, nu știu, dar nu m-am uitat, dar Buda ar fi de la Voda, care înseamnă slavă, apă, deci ar avea origine slavă numele Buda. Următorul comentariu de la 1200, din câte amintesc, sunt atestate câteva nume românești, dar nu mi-aduc aminte cum se numeau. Asta e de la Expectral și în jos s-am întrebat nume personale sau toponime. Că, da, nu-i tătuna. Nu știu unde să fi fost. Acum, nume românești, ce înseamnă nume românești? Că dacă e David, Solomon, Mihai, alea nu sunt nume românești, alea sunt nume biblice, nume creștine, alea, cum a fost și ieri, Adrian Falva. Păi Adrian Falva nu înseamnă automat că e român, Adrian Falva. Acum, dacă sunt mulți Adriani astăzi în România, nu înseamnă că și am 1000 de ani a fost, pentru că, na... Acum 1000 de ani nici nu prea erau, sau 500 de ani, să zicem, unde era Decebal, Traian, nu avem nume de astea. Numele astea sunt nume moderne care au venit odată cu opera Școlii Ardelene, cu relatinizare, cu descoperirea unor rădăcini romane, latine. Deci acum 500 de ani n-aveai unde să... Dacă ne-am uitat pe numele personale ce au rămas de acum, de la 1400, de la 1500, nu există nici Traian, nici Decebal, nici Flavius, nici Marius, nici Gelu. Dacă astăzi sunt mulți care poartă numele Gelu, nu sunt, pentru că asta e o invenție modernă, cu Traian și Decebal. Cum era Decebal, Traian Rămeș. Deci, bun. E interesant cazul satului Bretcu. Fiind atestat ca un sat românesc cu puține persoane și regele Sigismund a cerut să fie populat de către unguri, secuși și alte nații cam pe la 1400 și ceva, Bretcu, da. Acum putem discuta cât de românesc e Bretcu. Nu știu cum, așa, dacă, nu știu cum apare în document, în original, Bretcu. Asta e interpretarea românească sau Bretcu apare și în original, că și asta contează. Păi așa cum ajung la Bogdan, aici am avut o discuție, nu prea am înțeles ce am vrut să zic și de asta vreau să explic acum. Păi zicea Bogdan, zice, păi balotește e cuvânt românesc, chiar și în italian există cuvântul baloto. Eu ți-am devenit cardealul bun, adică cu ardealul nu mă trezează, chiar personal să mă despre lingvistul maghiar Ferenc Bocos, care a arătat că ungurii au furat toponime de la români. Adică, Bogdan, tu vorbești despre cartea pe care nici nu ai citit-o. Deci, ca să... Și nu-i, și nu-i, doar, nu-i, nu-i numai, nu, numai Bogdan face așa. Adică, ăsta e un simptom, da?
Vorbim despre cărți și ne dăm părerea despre cărți pe care nu le-am citit. Pentru că Bogdan nu cred că știe maghiară și nu le poate citi. Da? Deci asta e mare problemă. Deci el își a format o părere după ce a zis unii că ar conține cartea aia. Dar el nu poate verifica la prima mână acea carte. Pentru că nu cunoaște limba maghiară. Dar eu am frânzorită, știu ce este ea și nu ce spune Bogdan. Bun. Deși lingvistul maghiar, bla bla bla, ați furat nu știu ce, unii o trio național, discriminare rușinoasă împotriva românilor, Evu Mediu. Cum adică nu există naționalism pe vremea aia, când nobilii și boierii pe atunci se duceau chiar personal să moare luptă pentru țară? Asta e din cutezătorii, nu-i din istoria reală, Bogdan. Da? Aici... Nu există naționalism, Bogdan, nu există naționalism în Evul Mediu, da? Naționalismul se naște în secolul XVIII-XIX, după, sau în jurul Revoluției franceze, să zic așa. Unii trio naționalism nu erau discriminari față de români. Asta a trebuit să terminăm odată cu asta, să nu mai falsificăm. Nu, eu nu zic că, Bogdan, că tu ești cel care falsifică, tu ai preluat niște informații servite de unii care au falsificat istoria. Da. Deci nu tu ești de vină că crezi ceea ce crezi. Tu ai fost manipulat pe chestia asta și îmi pare foarte rău și sunt mulți așa. Și unul din motivele pentru care fac materialele astea e să vă deschid ochii pe chestia asta. Da? Adică nu, e o chestie malignă pe care o fac istoricii, de, nu toți, da, să nu spunem că toți, dar... O parte importantă din ceea ce înseamnă grupul istoricilor români, asta fac. Și fac un mare, mare rău acestei națiuni, să spun așa. Pentru că nu poți crea, nu poți construi o identitate puternică și sănătoasă pe minciună. Și asta n-au învățat-o încă, dar cred că nici nu interesează. Din păcate. Bun, să continuăm. Deci, Unio Trio Nationum nu erau discriminare față de români. Sau în aceeași măsură erau discriminari pentru unguri, pentru iobagii unguri, pentru cei care nu erau nobili, da? Pentru că Unio Trium Nationorum era de fapt o alianță între nobilii maghiari, fruntașii secuilor și sașilor. Deci era o colaborare a elitelor. Acum că românii, în perioada respectivă, fiind și foarte puțini din punctul meu de vedere, adică nu erau, asta ce scrie, că erau majoritari și astăzi povești, românii aveau elite locale, regionale, să spunem, dar aceste elite au intrat în Nația Hungarica. Nația Hungarica, încă o dată, nu înseamnă națiunea maghiară. Nația Hungarica, Hungarica, în Evul Mediu, înseamnă categoria nobililor Ungariei, indiferent de originea etnică. Acolo conta rangul, dacă primeai pământ și nobilare de la regele Ungariei, erai nobil. Și religia. Foarte important, mai important decât etnia în Evul Mediu, era religia. Nu degeaba Iancu de Hunedoara sau Ioan de Hunedoara, fiind român sau având rădăcini și românești, și cumane din punctul meu de vedere, a putut ajunge cel mai mare, unul dintre cei mai mari, dacă nu cel mai important și mai bogat nobil din Regatul Ungariei. Deci unde e discriminarea? Nu există discriminare etnică în Evul Mediu pentru că nu suntem în epoca naționalismului. Bun. Tot eu ți-am mai citat surse germane care arată că Ardealul în secolul XIV avea aproape 500.000 de români, total aproape 1.000.000 de locuitori, dar se pare că ai memoria scurtă. Nu există așa ceva, Bogdan. Deci acum nu știu ce mi-ai arătat tu mie, dar nu există 500.000 de români în Transilvania în secolul XIV, da? Pentru că dacă ar fi fost, s-ar fi manifestat și s-ar fi văzut și în toponimie. Ori dacă tu spui că în secolul XIV erau 500.000 de români, atunci trebuia să se manifeste asta și măcar în toponimie. Ori ți-am spus ieri că primul toponim românesc din Transilvania e de la 1337, dacă bine mi-aduc aminte. Deci unde sunt toponimele românești? Unde sunt hidronimele românești? Nu alea latine sau de continuitate de cancelarie despre care am vorbit, Dunăre și, mă rog, râurile mari, ci toponimele și hidronimele românești. Unde sunt? Pentru că la o populație de 500 de jumătate de milion, cum spui tu, ar fi trebuit să apară foarte multe toponime românești. Nu unul. La 1337, da?
Asta e mare problemă. Dar mă rog, dacă ești dispus să încasezi, da, eu am altă părere, am altă părere. Nu există, bun, și am scris aici răspuns, nu există toponimul Balotești, ea este invenția lui Pascu. Aici n-am vorbit de Balotești de lângă București, ci de Balotești din materialul pe care l-am făcut. În, acum poate îl găsesc, dacă mă grăbesc. Bun, hai să vedem, Balotești, Balotești, cred că la Bihor era. Dar nu știu sigur, o, unde ești acum? Hai mă. Minutul 9, 10. Bihorul românesc. Bun. Bui, dar unde ești? Na, în fine, 4. Argumentul etnotoponimic. Alba. Sunt loc de băca. Am argumentul onomastic sau... A. Unde ești? Acum mere timpul ăsta, că nu m-am pregătit. Toponimic, oh, așa mă, Bihor toponime, da. Hunedoara, Banat. Da, Basarab, uite, Basarab. Bun, Basarab nu e toponim românesc. Da, Basarab e toponim turcesc. Încă așa din prima. Balotești, Balotești, Balotești. Nu știu, la Maramureș să fie, no. Nu contează. Aici n-am, acum n-am timp. Balotă. Deci, Balotești. Asta e la Maramureș, Balotești. Traducerea lui Pascu. Deci nu este toponimul în forma asta. Nu este Balotești. Cu ești la final. El scrie în paranteză Balotă. În paranteză Predium Balatafalva. Balatafalva. La 1387. Deci în forma asta nu este Balotești. În materialul pe care l-am făcut ieri nu există Balotești. Balotești e construcția lui Pascu. Bun, Balotești Ilfov. Eu nu de ăla am zis. El zice de Balotești Ilfov. Nu știu ce fel de toponim Balotești. Pentru că aici, cum poate fi român? Ce înseamnă Balotești? Tăiem Balotă. Ce înseamnă Balotă? În română. Dar există și Baiotești, care este clar toponim românesc, cu Baiotești. Cum adică Baiotești? Baiotești. Sau Balotești, că îi scrie B-A-I mare sau L-mare, L-mic, că nu îmi dau seama. Baiotești. Ce aia Baiotești? Ce e ăla? Bai. Ce e ăla Bai? Că nu înțeleg. În limba română ce înseamnă aia? La ce te referi când zici că nu există Baiotești? Ar fi de discutat și aici, dar în contextul materialului nu există toponim Balotești. Este o invenție a lui Pascu. Nu înțeleg, mai ascult o dată ce a zis la mitul 930. Bun. Bun, mi-a pus asta și... Da, Balotești. Balot, falva. Deci, Balotești nu există. Balotești nu există. Și spectral... În material. Există toponimul Balotești, dar nu știu cât e românesc. În lângă ei, care a spus despre care vorbi Bogdan, dar eu m-am referit strict la materialul pe care l-am făcut ieri. Deci, acolo nu există Balotești. Baloteștiu îi construcția falsă a lui Pascu. Balotofalva îi acolo, în document. Bun. Nu e posibil ca ungurii să le fi dat un nume total diferit unui sat care avea deja alt nume? Este, însă nu avem date despre așa ceva. Da, deci noi, cum să spun, datele pe care noi le avem indică că nu ar fi toponime românești în secolul XIII. Acum, expertul a spus ceva că de ceva nume românești, nu știu, toponime sau nume personale, interesant, numai nu și-a adus aminte... Mă rog, sursa sau ce nume erau, ar fi interesat de aflat. Da, e posibil, e posibil. Dar de aici să construiești ideea că toate toponimele sau majoritatea toponimelor din Transilvania ar fi românești și că autoritățile regatului medieval al Ungariei le-ar fi maghiarizat, mi se pare cale lungă. Deci, există posibilitatea asta. N-am spus că nu ar exista posibilitatea asta, dar nu avem documentat. Asta e marea problemă. Deci noi ce avem documentat, stricto sensul, deci ce avem date, ne indică că primul toponim românesc e de la 1300 și ceva.
Deci nu 1200, că am văzut, am vorbit despre asta ieri, că dacă te uiți pe lista aia și decantezi cei de secol 13, 14, 15, 16, ce observi? Toponimia românească devine mai deasă, adică așezările cu nume românești devin, sau mă rog, sunt mai multe odată cum trec secolele astea. Deci în secolul 13 n-avem toponim românesc, în secolul 14 încep să apară, secolul 15-16 încep să se mulțească aceste toponime românești. Deci asta ar indica că așa cum a crescut populația românească în Transilvania, așa au crescut și numărul toponimilor românești. Asta e explicația logică. Acum că a venit Pascu și a inventat de la sine putere toponime românești, asta e deja vorba despre falsificare și nu știu, omisiuni și asta e deja e în afara istoriei. Cred. Asta e deja ideologie ce-a făcut el acolo. Din păcate. Bun, cam atât. Mă bate gândul să fac un material și despre meciul de ieri și despre ce ar trebui să facem. Deci și sportul până la urmă e tot parte din istorie. Cam atât despre... Acum stai că mă mai uit la comentarii. Cam atât. Cam atât a fost. Sper, Bogdan, că ți-ai găsit răspunsurile. Un material următor imediat. Da, despre altceva. O zi frumoasă!